Mai mulți directori și directori adjuncți ai unor licee și școli generale din județul Giurgiu, funcționari din cadrul Inspectoratului General Școlar Giurgiu, precum și profesori evaluatori, au fost trimiși în judecată de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu. În total, 64 de persoane sunt acuzate că în perioada august-septembrie 2013 au inițiat un sistem de fraudare a examenului de bacalaureat, sesiunea din toamnă, la nivelul mai multor centre de corectare. Potrivit procurorilor, inculpații au fost contactați de părinții unor candidați sau persoane interpuse pentru a asigura promovarea examenului de bacalaureat a unor candidați prin mijloace ilicite. În schimb, aceștia primeau sume cuprinse între 100 și 1000 de euro pentru fiecare elev, în raport cu numărul de probe susținute. Cadrele didactice au stabilit un sistem de semne și parole ce au fost transmise candidaților, pe care aceștia le-au inserat în conținutul lucrărilor de concurs pe prima pagină, ultimul rând. În același timp, sistemul de semne și parole a fost transmis către profesorii evaluatori, care au fost recompensați prin intermediul șefilor de centre de corectare în funcție de numărul de lucrări identificate cu semne, evitându-se astfel legătura directă dintre evaluator și candidat. În acest dosar, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Generale Anticorupție și de suportul tehnic și informativ al Serviciului Român de Informații.